Bună dimineața din Cefșaueni. Pare foarte gol, pentru că este. A început Ramadanul, așa că orașul este destul de gol pe timpul zilei și în principiu până seara când e iftarul nu se întâmplă mare lucru. Din respect pentru tradițiile locale, nu am filmat foarte mult, așa că episodul acesta e... În principiu, doar tura de bicicletă. Se întâmplă destul de multe chestii în perioada Ramadanului. O să povestim un pic mai încolo despre ele, cred. Dar ce e de luat în considerare este că nu găsești foarte multe cafenele deschise, nu găsești foarte multe shop-uri sau restaurante, bineînțeles. Sunt ceva turiști și, cum ziceam, din respect pentru tradițiile locale și pentru că nu am vrut să fim foarte intruzivi, am decis să nu filmăm prea mult, mai mult în afară de o tură de bici, ca să vă arătăm cam cum este orașul albastru. În principiu, dimineața, mă rog, dimineața e 11, ceva de genul ăsta, dar nu prea sunt oameni și e cumva situația perfectă pentru bicicletă, dar poate nu e situația cea mai grozavă pentru a vizita orașul. Așa că hai să dăm o tură, să urcăm cât de sus se poate. Să vedem orașul de sus și să ne plimbăm pe străduțele din Cefșaueni, care sunt ceva absolut deosebit. Din păcate, în Cefșaueni am fost aproape tot timpul singur. Ana avea niște call-uri foarte importante și a rămas ambele zile în camper ca să lucreze, așa că eu m-am plimbat de capul meu. Am ajuns sus, mi-am pus toată discografia de la Disturbed și planul meu era clar. Muzică și urban downhill. Noi eram, cum ziceam, în perioada Ramadanului, care era a blessing and a curse, pentru că, într-adevăr, nu prea erau magazine deschise și se vede treaba asta, adică e 11 și ceva și e liber prin oraș și nu găsești să cumperi o apă sau de mâncare sau orice. Pe de altă parte, nici nu era lume pe stradă și cu atât mai puțin turiști, pentru că, din ce am constatat eu, mai ales în perioada asta a Ramadanului, nu prea vin turiști în țările arabe. Pentru că, I don't know, mixed feelings. Și am avut toate zonele astea doar pentru mine. Am avut însă suficient discernământ încât să nu sar de pe chestia asta din dreapta, care mă tenta foarte, foarte mult. Însă, m-am gândit că sunt un adult și că ar fi bine să nu rup mâinile sau picioarele în ultimele zile de Africa. Așa că am luat-o cu minte și am încercat să vă arăt, de fapt, toate străduțele din această medină veche. Și partea asta, pentru că totuși erau turiști, după cum ați văzut, există partea asta de suveniruri și așa mai departe și o să ajungem un pic mai încolo și la ele. Dar planul acum este să urcăm cât de mult se poate și să ajungem pe aproape de vârful dealului, cumva deasupra medinei vechi. Sigur, asta nu înainte să facem o pauză și să admirăm această priveliște incredibilă. Cefșaueni este un oraș magnific. Este destul de mic, este destul de sus pus pe un deal. Nu e chiar ușor de ajuns la el, însă merită toate eforturile. Jur, sunt niște străduțe și o experiență și o atmosferă absolut, absolut fabuloase. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me?
Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. Six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? Am ajuns, desigur, și într-una din piețele centrale, care este foarte drăguță, și unde ai cafenele, chestii de cumpărat, shop-uri de suveniruri și așa mai departe. Și o să revenim un pic la treaba asta cu shop-ul de suveniruri. Dar am ochit o rută pe care oarecum o știam, dar nu eram sigur dacă pot să o cobor cu bicicleta, așa că am continuat aventura. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Pentru că este important ca tot ce postăm să aibă și un vector educațional, astăzi învățăm despre țepele din orașele turistice, desigur. Planul era ca din Chefchaouen să cumpărăm ceva suveniruri pentru familie și prieteni. Și m-am gândit că pot să mă duc cât e Ana ocupată cu munca, să casc ochii pe la diverse magazinașe mici, să vedem ce au de vânzare. Asta este ultimul pe care l-am filmat, am fost pe la 3-4 și trebuie să spun că prețurile din aceste locuri tradiționale, whatever, cum e și la Horezul la noi,
sunt absolut demente. Și când spun demente, spun de 10 ori mai scumpe decât dacă iei un taxi și te duci 5 km în afara orașului, pe marginea drumului. Am vrut să cumpăr aceste solnițe micuțe sau cumva astea în care se pun măsline, oarecum, și prețul pentru ele era 10 euro, 12 euro, adică 100 de dirhami, 120 de dirhami. Și mi s-a părut absolut ridicol. Ce am făcut a fost că am plecat direct de acolo și când am plecat din Cefșaoen, ne-am oprit într-un sat sau la marginea unui sat unde era un tip fix pe marginea drumului care avea o grămadă de chestii din astea, din lut și emailate și nu și de toate felurile. Cert este că am cumpărat 10 bucăți cu 130 de dirhami în loc de una cu 130 de dirhami. Și diferența asta o face doar faptul că ești în centru și ești tentat să cumperi chestii de la ei. Desigur, sunt sigur că acel vânzător mi-a urat de bine, pentru că după aia m-am pierdut pe străduțe și nu mai știam pe unde trebuie să ajung și am ajuns să urc tot felul de scări. Dar asta face parte din aventură. Dacă nu ați dat un like și un subscribe, ar fi un moment bun să o faceți, pentru că în episodul următor mergem să ne plimbăm prin orășelul lui Coco Chanel. Ajungem în Spania, trecem din Spania înspre Franța, mergem în Biarritz și o scot pe Ana la plimbare și la o cafea prin Biarritz, care este un orășel foarte mic la malul mării și cumva e unul din orășele mele preferate și tot timpul când plec spre Africa încerc să fac un ocol de câteva sute de kilometri doar ca să stau două zile pe acolo, pentru că mi se pare foarte fain. Așa că o să dăm și acolo o tură fabuloasă de bicicletă. Eu am fost Radu, sper că v-a plăcut episodul și aveți grijă de voi. Pe curând!